Mihai Măiceanu este probabil cel mai cunoscut fotograf de natură din România. Pasiunea pentru fotografie l-a dus până la capătul lumii, iar experiențele pe care le-a trăit nu au fost lipsite de aventuri. De curând am fost în Alaska și am fotografiat extrem de intim urșii din Alaska. Am câteva poze în care ai senzația că urșii valsează sau fac un tango sau dansează sau așa ceva. Sunt doi urși care stau în picioare, sunt de fapt niște tineri care exersează, probabil că sunt frați sau așa ceva, dar exersează scene de bătaie. Și se bat unul cu altul, mai curând în joacă, deci nu cred că se iau în serios, dar se antrenează pur și simplu și asta îți dă posibilitatea de a face niște fotografii extraordinare. Și eu eram în proximitatea lor, adică eram în 20 de metri de ei. V-au simțit? Ne simt, dar nu ne bagă în seamă. Pentru ei noi nu existăm. Noi nu existăm nici ca pradă, nici ca element care se disturbe. Noi suntem niște animale ale pădurii care nu contăm pentru ei. Pur și simplu. Ei nu v-au simțit. Sau poate v-au simțit. N-au simțit sau... cu un mod cert. Cu mod... Dar dumneavoastră, în inimă, ce simțeați? În afară de această emoție și bucurie, bănuiesc că e greu de descris. Bucurie. Sigur că e bucurie să vezi spectacolul ăsta și să vezi ce se întâmplă în jurul tău. Da? Sau să te duci în America de Sud, în Patagonia, și la un moment dat un nandu, care e un fel de struț de acolo local, că e un picuț mai mic decât struțul african, să vină spre tine cu o curiozitate așa maximă, probabil să te ciugulească un pic. Eram cu un teleobiectiv și eram ajuns atât de aproape încât a intrat în sub distanța minimă de focalizare. Asta înseamnă că era sub 2 metri. Și la momentul ăla am lăsat camera jos și m-am încet cu spatele, am început să mă îndepărtez ca să, mă rog, să nu intru într-o interacțiune cu el, că nu știam la ce să mă aștept. Cele mai spectaculoase întâlniri au fost în parcurile naturale din Statele Unite. Am văzut cel mai mare urs vânat vreodată într-un terarium. Stătea în picioare, deci era naturalizat în picioare, avea 4,20 m. Wow. Deci era ceva de neimaginat. Și era totuși un urs brun. La fel cu ursul nostru, Carpatin. Deci hrana diferită, acolo se hrănesc foarte mult cu somon. Și asta le dă o masivitate extraordinară acestor urși. Dar care sunt și mult mai lenți. Nu sunt foarte agili. Deci aici sunt, e foarte spectaculos, pentru că dimineața, de exemplu, unde aveam tabăra de corturi, era într-o incintă cu gard electric, ca să nu vină ursul peste noi noaptea. Nu aveam voie să ținem mâncarea la cort. Erau niște safe-uri, ca să le zic așa, special amenajate în care să ținem mâncărurile, niște safe-uri de metal, cu niște închideri mai complicate, așa, să nu poată să vină ursul, așa, chiar dacă trecea, să zicem, de gardul electric. Și să nu simtă mirosul. Totul, absolut nimic nu aveam nevoie să ținem în cort, nici pastă de dinți, nici deodorant, nici săpun, absolut nimic. N-ai voie să ținți nici servețele parfumate măcar în cort, pentru că va veni ursul peste tine. Da. Și o chestie foarte spectaculoasă așa, din mergând prin Denali, care e unul dintre cele mai spectaculoase parcuri naționale din Statele Unite, am văzut că o zonă era închisă. O zonă se spunea accesul până aici. De aici încolo nu mai este accesul interzis pe poteca asta. Și era o potecă care ducea spre o zonă unde se hrăneau urșii. Era accesul închis. Și am întrebat unul din rangeri de ce, care e motivul, da, de ce e închis. Și a spus, acum o săptămână am închis această potecă pentru că era într-o vizită o familie cu niște copii și la un moment dat un urs a apărut foarte aproape de și atunci, de frică, ei au lăsat rănița pe potecă, crezând că asta e cel mai bun mijloc de a distrage atenția ursului. Ursul se duce să vadă ce e, e un animal curios, se duce să vadă ce e în rucsac și automat ei vor putea să se îndepărteze. Ceea ce s-a întâmplat, numai că ursul a descoperit și sandwich-ul și l-a mâncat.
Și în acest moment, oamenii au interzis, rangerii au interzis accesul pe această potecă pentru ca tipul acesta de evenimente să nu se mai întâmple și au spus că probabil un an sau doi va fi închisă această potecă până când, din memoria lor, urșii vor pierde acest tip de informație că omul este asociat cu mâncare. Ceea ce nu prea se întâmplă, la exemplu, la noi în țară. Urșii sunt hrăniți pe marginea drumului absolut irresponsabil. Absolut irresponsabil. Au fost situații când ne-am nimerit între... puiul era între noi și ursoaică și atunci ursoaică s-a sculat în două picioare și a venit către noi foarte amenințător. Noi am speriat, am țipat și am speriat ursul și ursulețul a fugit, puiul a fugit și atunci maică s-a dus după el. În principiu trebuie să vă spun că urșii nu sunt periculoși. Atâta timp cât noi ne păstrăm o distanță adecvată față de ei. Și aș spune că o distanță adecvată e undeva la 150-200 de metri. Nu vă apropiați mai mult de atâta de urs. În momentul ăla ei nu vă bagă în seamă. Efectiv nu vă bagă în seamă. Și eu mă plimb cu câinele meu în fiecare dimineață la mijitul zorilor prin pădure și mă întâlnesc cu ursul. Eu locuiesc în Brașov și mă întâlnesc cu ursul. Și când îl întâlnesc, în primul rând că mi-a dresat câinele să nu mai latre și să stea lângă mine, să nu fugă după el. Și în momentul ăla eu mă opresc când îl văd și încep să fac gălăgie. El mă vede și își vede de ale lui, pleacă. Nici măcar nu fuge de mine, pleacă, se îndepărtează și își vede de ale lui. În principiu, foarte rare situații sunt când te dai nas în nas cu ursul, îl găsești fără să vrei deasupra prăzii sau... cu puii cei mici, ești undeva între pui și mamă și atunci el va ataca. Sau dacă este rănit. În alte situații nu se întâmplă lucrurile astea. Și Himalaya, Patagonia, cum a fost? Hai, Himalaya e o dragoste deja veche. Am fost până acum de 9 ori în Himalaya. La anul o să mergem din nou. O lume atât de diferită de a noastră încât eu chiar am fost șocat la prima experiență. Nu știam cum să o iau, nu știam cum să gestionez problema asta, dar după ce am stat prima dată în Nepal, cred că vreo lună și ceva, am realizat că al doilea an vreau să mă duc din nou. În Patagonia, vremea este foarte imprevizibilă. Se pot întâmpla ca într-o zi să ai toate patru anotimpurile deodată, dimineața să fie, ce știu eu, primăvară la prânz, vară, toamna să apară după amiază și seara să fie iarnă, să ningă bine, bine, bine. Vânturile sunt extraordinar de puternice. Am avut o experiență ultima oară cu un vânt de, la rafal ajungea la 200 de km la oră, deci practic nu se poate sta în picioare la o astfel de vânt. Era o cascadă care curgea undeva în zona Cuernos. Și în momentul când venea rafala de vânt, apa pur și simplu nu mai atingea solul. Era luată ca un văl și dusă înapoi în sus. Vântul venea, deci imaginea e așa, un voal de apă, așa, albă, cu cascada, și o vedeați cum cascada ușor, ușor o ia la deal, în loc să coboare la vale. Deci atât de puternic era vântul, iar de pe suprafața unui lac se ridicau trombe de apă, de o, ce știu eu, înălțime de vreo 50-70 de metri, care veneau către mal și în momentul când te prindeau astfel de trombă, te făcea fleașcă din cap până în picioare. Și, bă, pe lângă faptul că puteai fi adăpostit, apa oricum ajungea la tine. Și dacă tot ați vorbit despre situații limite, au fost, nu știu, în care viața v-a fost pusă în pericol sau ați simțit cu adevărat teamă vreodată? V-a fost frică? Aș putea spune că frică, dar am trecut prin experiența mea de munte, prin două avalanșe. Na, sunt lucruri care ți se întâmplă. Te-ai aprins pe cei care erau exact lângă mine și au fost cei care am scos din avalanșă. Slavă Domnului, nu s-a întâmplat nimic. Practic, atunci acționezi fără ca să mai gândești foarte mult, fără faci. Acționezi pur și simplu instinctual. Da. Echipamentele, bănuiesc că sunt foarte costisitoare. Dar pe de altă parte, fotografia e un lux sau e o pasiune atât de puternică încât banii nu mai contează? Făceam o glumă la un moment dat, cum faci ca să nu-ți mai reproșeze familia că investești prea mulți bani în fotografie? Simplu, te faci profesionist. Atunci aduci bani cu respectivele echipamente.
Da, eu nu știu dacă e un lux, dar e un hobby scump și necazul este că se leagă tot hobby-ul ăsta, se mai adaugă peste și alte tipuri de cheltuieli necesare pentru a ajunge în anumite locuri ca să faci fotografie.